s-ar părea. Ce contează o mică ilegalitate? O lumânare, o candelă, ceva băgat în priză, de orice capacitate, nu-i grav, nu-i periculos. Ei, uite că a fost. Centru comercial Prosper. Calea 13 septembrie, colț cu strada Sebastian, între sectoarele 5 și 6 din București. O ars. De la un scurt circuit sau de la o petardă ceva. Și focul se extindea și la blocurile de locuit sau de oficii de alături. Prosper Plața. Așa că nu vă jucați cu focul. S-ar putea să regretați. Oamenii au venit la lucru. Sau la centru comercial. Dar deocamdată au de lucru pompierii, poliția locală, poliția criminalistă. Să afle ce s-a întâmplat și cât de mari sunt pagubele. Dar pagubele se vede și din stradă. Sunt enorme. Putea fi și o incendierie intenționată. Că și așa se întâmplă în business. Dar sperăm că nu-i cazul, sau dacă a fost așa, o să se lămurească organele și o să-i pedepsească pe vinovați. Nici biserica de peste drum, nici tricolorul de pe catarg nu a ajutat la prevenirea dezastrului. Mai important decât asta era să se respecte normele. Legile.